Salut, fraților, ca și de obicei, ca și în fiecare zi, Victor aici pentru voi cu câte un video bun și astăzi vorbim despre dispariția de benzină și motorină de la OMV. Cum a început să dispară în fiecare zi sute de litri de motorină și de benzină de la OMV din rezervor. Andrei, tovarășul meu, cum s-a deschis OMV-ul, s-a dus și și-a depus cerere la ei de angajare. Oamenii l-au sunat, l-au angajat. Acum, după vreo lună, când omul a văzut cum stă șmecheria acolo la OMV, că poate să ciordeles, să fure, au zis, Victor, a venit la mine, zice, este loc de făcut bani. Zic, cum este loc de făcut bani? Ce vă pus spate la rezervor, putem să luăm benzină, putem să luăm motorină. Zice, în fiecare zi, dacă ciordeles numai câte 50 de litri, în fiecare rezervor, că la 3 zile vine cisternă mare și încarcă tot timpul rezervoarele. Încarcă tot timpul rezervoarele ca să fie ții, să fie tot timpul la jumătate vana. Și zice, putem să scot eu pe spate la depozit, zice, produse, bere, whisky, să avem la catering, că la de băut sâmbătă, ca să nu mai dăm banii pe ele. Zic, zic, e bun. Și zic eu, ce trebuie să faci? Zice, tu numai să vii pe în spate, pe la calea ferată, pe acolo, pe la șantier, să vii cu canistrele, să nu te vadă nimeni, te apropii pe în spate la depozit, zice, și eu pregătesc furtunul pe boschet în spate, furtunul cu pompa și tragem, și tu numai să o duci acasă, ca să nu se înțeapă ăștia că dispar eu pentru o jumătate de oră, o oră de aici, de la muncă. Trebuie să fiu tot timpul pe zonă. Încărcăm canistrele în fiecare zi și tu le duci acasă și ne facem parte împreună. Zic, bun și făcut. Ardem așa, ardem vreo săptămână în continuu și bere, și sucuri, și vod, și whisky, și andevalisat, și dulciuri, și ce nu am luat. După săptămână, ați probleme, frate. Pentru că la vană, la rezervoare, înțelegeți, apărea, avea un fel de la de măsurătoare, care electronic apărea că în fiecare zi dispare câte 100 de litri. Ba de la motorină, ba de la benzină. Noi, acolo noi la bloc, acum toată lumea a cumpărat de la noi și motorină și benzină. Bă, era un chef și niște petreceri, te ferească Dumnezeu, niște băute de alea. Mă, dar vrăjeala care era? Că după o săptămână s-au stăcat treburile. Tot amor s-a luat, iar a doua săptămână am început să luăm, dar noi n-am văzut că oamenii, înțelegeți, ne pândește oamenii de acolo, de la lucru, de la el. Ne pândește să vadă unde dispare și îl pândește și pe Andrei, că el bănuie pe Andrei, că ăsta tot l-a văzut că mai e pe spate pe la depozit, iasă, dispare sticle, dispare și ăștia când făceau la săptămână, când făceau contul, vedea, nu sunt atâtea sticle de whisky, atâtea baxuri de bere, o dispărut dulciuri, o dispărut mâncare, reviste, mă, și reviste, și țigări, tă, bă, ești nebun, omul lua ca la el acasă, înțelegeți, nu, mai durea în pulă de camere. Andrei era pe buton de reluare, frate, el și în casă se băga și în casa de marcat. Când l-a luat, nu-i lua pe tot, îți lua numai cât își trebuie. Îți lua numai cât își trebuie pentru weekend. Zice, băi, eu nu mai am timpul la salariu. Înțelegeți? Își lua numai cât să ne distrăm pe weekend. Era nebunie, era plin de canistre în beciuri de benzină și de motorină. Și în fața blocului acolo, la toți vecinii, noi vindeam și motorină și benzină. Ieftină, frate, cu preț bun, înțelegi, la jumătate de preț. Nu mai găsești așa ceva. Păi cumpăra de un mitru de pe ambulanță cu sutele. Jelearul și-o umplu beciu. Măță iară. Romeo iară. La tăți le-am dat, frate, la toată lumea am vândut motorină și benzină timp de o săptămână acolo în fața blocului și după aceea a început a doua săptămână să furăm iară. Numai că de la a treia zi din săptămână s-a schimbat tot. Când i-a prins garda în față, m-a prins garda în spate la Peco cu Andrei când trăgeam din rezervor. Trăgeam din rezervor benzină. O să ce faceți, mă? Andrei, nimica.
Răsuflăm rezervorul, da. Zice, dar eu lucru aici, zice, trebuie să fac asta în fiecare zi, zice, Gaboru, zice, da? Zice, dar cu canistrele ce faceți? Că erau canistre de alea mari de 20 de litri. Dar cu canistrele ce faceți? A, nu, că astea s-a benzinărie, zice, da, s-a benzinărie, zice, ia veniți voi încoace. Și mă ia și pe mine și pe el, Gaboru. Apare șeful lui de tură, înțelegi? Apare șeful lui de tură, zice, că am știut când am văzut că dispare și din magazin, că dispare și din casă, că am făcut casa și ăla știi să vadă șeful lui, l-o sună pe directorul ăla care s-o răspundea de OMV. Zice, eu la vine la coare, așa știi, umflat, că bă, nesimțitule, ce faci, bă? Știi și de alea gesturi în el să lovească. Zic, ce ai, mă, zic, sari în sus, du-te, dracule, bulangiule, vrei să te batem aici? Ești nebun, ce te-ai ajuns director de OMV și acum ai ieșit, smardoi. Du-te, dracule, de mai mulțoi. Lasă-ne, poliția, dar cine ești tu să ne iei tu să ne bați? Ce ești tu? Dar chiar dacă am furat de la tine, cine ești tu, mă, să ne bați tu pe noi? Lasă-ne, miliția să răspunde de faptele care le-am făcut, dar ce vii tu să ne iei tu pe noi? Că... Băi, ați furat? N-am furat, mă, nimica. Ați văzut că am furat? Ce am furat? Am apucat să furăm? Nu, că o săptămână au dispărut atâtea sute de litri de motorină și de benzină. Cine? Cine le-a furat? Păi noi le-am furat, dacă ei poate să arunce până că noi le-am furat și au furat și ei. Poate o fura toată lumea. Și apoi copilul odată zice, da ce, ei nu strânge motorină din pe furtun când vine șoferul? Că toți furau, dar aia ce făceau? Aia furau din pe furtun când vinea ăla cu camionul de încărcat, l-a încărcat, ce făcea? Punea și pe furtunul ăla, rămânea 10-20 de litri în fiecare zi. De pe furtunul ăla, luau și îl scuturau, dracii. Îl scuturau și strângeau și ei câte 10-20 de litri, numai de pe furtunul ăla mare, gros, cu care încărca rezervoarele cu benzină și cu motorină. Zic, voi nu furați? Voi nu băgați mâna? Ziceți de asta că fură? Și vii și ne ameniți? Du-te, dracu, de bulangiu, vrei să te luăm, să te bani, mai vii pe un oraș pe aici, vrei să te terorizăm, bulangiu, că îl știam, am făcut școală cu el, înțelegi, și acum dacă au deschis nou OMV, familia lui fiind dintr-o familie bună, o ajuns omul directoraș la OMV. Și era cu noi la școală, în castraveti, înțelegi? No, da, situația lui financiară era foarte bună la familiei lui și îți dai seama că a avut noroc să aibă șansă în viață, să aibă o viață mai bună ca și a noastră. Îți dai seama, la nici 20 de ani să fie director în pula mea la OMV. La vremea aia trebuia să fii șmecher ca să ajungi director la OMV, frate, să conduci OMV-ul de la tine din oraș, înțelegi? Doar să fost deschisă primele 40 de bucăți în România de OMV-uri. Și el era mai mare ca noi. Noi îl știam de la liceu, când, de exemplu, când am intrat pe clasa a noua, el era deja acolo, era în a 11-a. Mergea pe a 12-a. Deci l-am fost prins una, era castravet, era pe acolo, era castravet. Du-te, dracului de bulangiu, noi eram pe platforma de... eram în liceu industrial unde se făcea meserii. Și el tot o ardea pe acolo și pe mișcală. Era, du-te, dracului de castravet. Mie nu se băga în seamă cu noi, că noi eram mulți în cartierii, bombardam, ne duceam la ieșire de la școală, îi aruncam în aer, ești nebun, îi strângeam câte 20, 30 și zăpăceam cu bătaia, nu le mai trebuia în viața lor. Ca și au făcut într-o zi, de pe la Gherla, în pula mea, au venit, nu știu, unul, ceva jmeche, de pe la ei, dar era adultă, l-a înțeles, ceva sportiv atunci, la timpul lui. Au încercat așa să ne îmblătească. Înțelegeți? Mi-au dat primii doi pumni la primii doi colegi, după aceea ne-am strâns de s-a mors în clasă, fiecare ce-o prins o lua scaun, băncuță, dă-i tată după el, dacă l-am fugit prin tot orașul, l-am fugit după el, dacă nu l-am bătut să moară fain, dacă până la urmă miliția abia o scăpat din mâna asta, toată clasa să ieși și femeile, cu ghiozdanii, să vezi ce trecea la fraier. Deci eram uniți, înțelegi? Eram uniți. Și ăsta, nu, din familie bună s-a ajuns,
Direct oraș, înțelegeți, v-a pus familia acolo. Și acum ne lua la smardăială, om. Bă, că vă, că să-i dai la Andrei, știi, l-a văzut pe Andrei mai micus, mai slăbuț, brașuveanu, o zis, dacă îți dau un punct, te bag direct în pompa de benzină, ești nebun aici față de gabă, ești nebun, cum să mă lovești pe mine, mă? Făcut așa, știi, gesturi de astea, știi, că lovești. Mă, Alfa, bine, interveni Gabru, stați, domnule, că n-aveți voie. Ce faci, măi? Noi am sărit direct la bătaie, înțelegi? Ce faci, bă, gamea, și pula în tine să-mi bag bulangiule? Vrei să nu mai intri în viața ta în oraș? Vrei să te terorizăm toată viața ta, te e dreacul și aia care munceau toți colegi de-a noștri pe la școală, de astea bulangiilor. Voi nu furați? Toți furați de aici. Că toți furau, mă, și la bucătărie și... Bă, toți furau, mă. Bine, nu furau ca noi. Că noi furam cu sutile de chile, că nu, că furam, nu furam, nu mai furam, că să facem și bani, să avem weekendul, să mai să ne distrăm, înțelegeți? Ne trebuia bani, frate, eram tineri, înțelegeți? Făceam, profitam din orice ocazie să ardem pe cineva la momentul ăla, că să putem să câștigăm un ban. Și normal că nu furam ca ei, ei furau de pe furtun, cum vinea ăla, furau de câte o ciocolată, câte o ăsta, noi masiv. Andrei ăsta, a, băga mâna, îl durea în pulă, zice, mă, doare în pulă în gestiunea lor, zice, mă, nu mă interesează, zice, de gestiunea lor, mi-a trag cu gestiunea mea. Ce-or de adip în mașini, frate, pe la Peco, mai oprea câte unul și vedea ceva interesant. Ați băga mâna, nu mai vedeai că mă sună, hai vin o replică, am prins ceva, vin o replică, am prins ceva, hai vin o coa, zang mi-l pasa, zic, du-te, du-te de aici, că poate să întoarce fraierul, vine înapoi, zice, bă, mi-l, înțelegi? Numai combinații de astea, numai combinații de astea urâte făceam cu Andrei ăsta, înțelegi? Pentru că la el ne distram tot timpul. La el în casă erau petricirile, frate, pentru că el stătea singur. Și maică-sa nu era acasă. Maică-sa nu era niciodată acasă, rar, numai când vinea aici la o săptămână să-l adau, dar vinea numai să-i aducă mâncare și pleca femeia înapoi la țară, că stătea cu bunicul-sul. Bunicul-sul fiind bolnav, n-avea femeia vreme. El, muncind stânga-dreapta, pe unde a apucat, că unde intra și muncea, nu muncea mai mult de o săptămână, că pătății ardea. Ardea că muncea la jocuri, că muncea la vecinărie, că se muta pe magazine, ardea tot. Omul a băgat mâna că știa că nu poate să-l bagi la pușcă. El dădea afară, el rupea contractul de muncă și îl dădea afară. Așa s-a întâmplat și aici. Ăla a venit bulangiul, ăla a depus plângeri, că o fura pula mea, el a zis, băi, eu n-am furat. O declarat că și toți colegii o fura, pula urmă a rămas așa, i-a dat o amendă și i-a desfăcut contractul de muncă. N-a mai plătit nimic, nici benzină, nici motorină, nici baxuri de bere, nici sticle de whisky, nici banii care i-a luat din casă, că e trebuia să-mi dai salariul, i-a mai dat la mumă, nu i-a mai dat nimica, i-a retras cum ar veni pentru banii care i-a luat din casă și l-a dat afară. Dar el... O de acum e smardoială, cine e la smardoială pentru OMV, e directorul. Dic, mă zic, te-ai ajut, mă, băiem, e bota, sugaciule, fădu-te în gură, zic, să te fut, te-ai ajuns. Mă, pe liciu, mereu așa, înghesuit pe lângă perete, era bine îmbrăcat, tot timpul, înțelegi, vinea măsa și tatăl s-o tot timpul lua cu mașina de la școală. Familie bună, înțelegeți? Noi eram amărășteni, trebuia să găsim bani să facem. Îți dai seama, el la vârsta era deja directorul OMV-ului. Acum are ceva clinici gestia medicale prin Austria. Vă dați seama ce a ajuns mâncață. Familia lui au clinici medicale prin Austria. Vă dați seama ce putere a avut familia lui de a făcut clinici prin Austria mâncață. Bani se poate și ceva la străinătate mâncață, mai ales în Austria, unde lucrurile scumpe. Și acum ne-au luat gaburi de acolo, i-au băgat în mașină, ai la secție, tu ce fuceai cu el, zic, bă, ce să fac, că mai vineam pe la el, zic, că mai stăteam, mai beam o cafea, zice, bă, sigur nu furați, mă, nu furam, cum să fur, bă, o dispăru, mă, o dispăru și, zice, pe cameră înăuntru, zice, l-au văzut cum lua bani din casă, zice, bă, o lua, dar pe noi o lua pe tăți, o lua numai cât i-o trebuit, mă, păi hai, mă, dar nu-i voie să iei bani din casă, că nu-i bine, bă, fraților, nu înțelegeți că nu-i bine să luați bani din casă, că nu s-a avut, știi, s-a... patronului care o deschis, păi, îi trăgea din salariu, știi, o dădea, făceam și noi pe proști, îi trăgea din salariu, omul a avut omul nevoie atunci și o lua și el că a avut nevoie, îi trăgea din salariu, asta e, nu trebuia să fac așa, să-l dai afară.
Îți dai seama că acum e pe cea dosar penal pentru furt. Bă, dar fiind toți de acolo, din oraș, ne cunoaștem familii ăstea, înțelegi? Mergem împreună, ne antrenăm împreună, ne cunoaștem familiile între noi. Facem tot posibilul ca să nu înghesuim viața la copil. Și așa s-a întâmplat și tot timpul. Și când a fost scandalul și astea, am încercat tot timpul să o dăm la pace și să nu fie cu dosare penale, cu probleme de pușcărie. Când ne cunoșteam toți, eram polițiști care stăteau cu mine pe scară, erau polițiști care stăteau cu el pe scară, erau jandarmi sau judecători, înțelegi cum e la mine procurorul general care era atunci la momentul ăla pe municipiu, deci stătea pe scară cu mine, înțelegi? Merea taică-mi la el, lasă-l domnul, hai cum facem noi cumva și o dăm la pace să nu păi facem dosar penal. Înțelegi? Ne îndoiam tot timpul, ne ducem fără rușine. Ne ducem fără rușine, că știam că merge, frate. Merge. Ca și la noi, la români, frate. N-ai ce să faci. Și oricum, pentru ei erau cazuri infime, mici. Foarte mici. De râs, așa, de Caterin, că înțelegi? La ce se confruntau ei atunci, la momentul ăla, că atunci se făceau fapte, erau băieți adevărați în oraș care făceau combinații puternice pe bani grei, înțelegeți, cu afaceri, cu mașini, cu garaje, cu, la momentul ăla se făceau bani puternici cu mașini și erau oameni puternici care făceau sute de mii. Pentru ei era un caz mic, pentru noi era ceva bun, că noi în fiecare sâmbătă când ieșeam în oraș, butelile de cotnari, băieții whisky la masă, fetele noi bine, înțelegi? Și trăiască OMV-ul, frate, fără OMV cine făceam? Nu puteam să trăim. Fraților, asta a fost povestea mea despre ciordeala de benzină și motorină de la OMV cu Andrei, cu brașoveanul meu și problemele care le-am avut cu directora și mâncața și colegul nostru din școală, frate, care i-a uitat, înțelegi, pe unde au trecut și cine au fost și cum au fost în liceu și vrea să ne smardoiască. Când ajunge și în funcție, cum o crezut că are și puteri magice să tragă cu pumnul nebunul. Nu devine și smardoi, înțelegi, când el toată viața lui a fost gagică și în școală și pe clasele generale și știam care stătea treaba cu el pentru că știam și femeile care umblau cu el din oraș de acolo, care îl produceau, rupeau de pe el, înțelegi, luau fetele care rupeau de pe el, înțelegi, îl jumuleau, îl întorceau. Și când am văzut că soare și eu, băgă-te-n că te curentăm, te batem, fă-te-te în gură să vezi ce te batem acum, te norocim. Băi, leu, brașoveanul meu făcea spume la gură, fă-te-te în gură să te fug, o da salopeta jos, bluza aia verde de pe el, fă-te-te în gură să te fuiați hainele, băgăm, te dai la mine să mă lovești bulangiule. Bine, se băga gaburi, nu era loc de bombardeală, înțelegeți? Nu era loc de bombardeală, dar pe acum ce să ne lăsăm și noi la ei? Fraților, asta a fost video-ul meu despre ciordeală când eram adolescenți de la OMV. Adolescenți, când eram pe vârstă, treceam pe 18 ani, mergeam pe 18 ani. Nu uitați să dați un like, care nu v-ați abonat la pagina mea secundară, Victor Bujiță, abonați-vă la pagina mea secundară, Victor Bujiță, și nu uitați, care sunteți pe America, votați cu Donald Trump. Arad. Te pup, ți-am făcut un cadou. Dacă totuși alegerile americane se ținem pentru promovarea lui Donald Trump, care pe America merge și apăsați acolo pe buton ca să iasă Donald Trump președinte. Vă pupăm cu respect de aici, de la capitala Europei, de la Bruxelles, fraților, vă pup. Asta a fost povestea mea despre benzină, motorină și whisky și băuturi ce le-am mai furat de acolo și de mâncare de până OMV cu Andrei. Cum descărcam noi rafturile și făceam intervenția prin spate pe la OMV, pe la calea ferată, intram, băgam înăuntru un canistru și Ciordeală ne umplea la vecini rezervoarele pe jumătate de preț. Victor vă pupă cu respect de aici, de la Bruxelles și nu uitați să aveți o seară plăcută. Știu că am întârziat, dar n-am avut ce face pentru că m-am trezit târziu și o trebuie să mă duc și la sală. Nu uitați, votați Donald Trump.